păpădia și liliacul de la poalele Făgărașului, poveștile lor cu miros de bani și gust de zaharicale. În această zonă, atât păpădia cât și liliacul sunt transformate în dulcețuri și siropuri într-o producție artizanală, de oameni pricepuți și mai ales dedicați. Promovarea acestor produse la nivel național se face atât prin Centrul Alimentar Roadele Munților, iar atunci când aflăm despre aceste inițiative, le facem și noi propagandă. Pentru că orice astfel de idee pusă în practică trebuie să fie cunoscută. Roadele Munților, bucate alese din Făgăraș culese, este o inițiativă inedită a fundației care a creat un centru alimentar ce distribuie produse direct de la producătorii mici, tradiționali, sprijinind astfel un sistem sănătos de producție și consum. Ingredientele folosite sunt naturale, indiferent că se folosesc în stare proaspătă sau sunt procesate. Dacă vorbim despre conservare și păstrarea resurselor naturale, în secolul 21 nu mai putem să vorbim despre conservare și tot ce înseamnă această activitate de protecție dacă nu dăm o conotație și o valoare economică acestor valori, resurse naturale. Din această perspectivă, programul nostru de afaceri vers, dezvoltat în cadrul fundației, încearcă să creeze modele și să ofere asistență tehnică și consultanță pentru producători din zonă, mici afaceri din zona Munților Făgăraș. Dincolo de aceasta, interesant de aflat sunt și detaliile din bucătăria propriu-zisă a preparatelor pregătite pentru a ajunge pe mesele celor care vor să-și răsfețe gustul sau memoria cu dulcețurile din copilărie. La liliac și la trandafir, nu toate sortimentele sau nu toate speciile sunt comestibile, dar noi le cunoaștem pe alea care sunt comestibile și facem dulceață din ele. O să vedeți dulceața de liliac că seamănă la textură foarte mult cu cea de trandafir. Practic, tehnica de preparare este cumva aceeași ca la dulceața de trandafir, numai că munca este foarte, foarte multă. Este o muncă atât de complexă și de complicată, pentru că închipuiți-vă fiecare floricică din aia care trebuie luată cu mânuța, pentru că nu poți să pui condițiile, sunt Ramona poate spune mai multe sau Mimi. Iar la păpădie ce să mai vorbesc? Gândește-te să tai din floricica de păpădie galbenă cu forfecuța petalele.